Bună dimineața și la mulți ani! Astăzi Sergiu are ziua de naștere la noi, îmbătrânit cu un an. Da, hai și să facem. Da, i-am făcut micul dejun, o ușoare fierte și copiilor aici blinele. Da. Când ești mic vrei mai repede să crești mare. Când ești mare vrei să frânezi o leacă. Păi tu nu te gândi la ani, gândești și ai în suflet. Nu, da, dar e ca 39 la anul 40. Îți închipui 40? Da, mă închipui. Nu știu să facem asta. Avioanele zboară. Trei avioane ca doilea, primul trecut. Mulți ne scriu comentarii și ne întreabă dacă suntem bine. Pentru că pe Rodos sunt incendii, așa cum știți. Da, suntem bine, noi suntem departe de incendii. Noi suntem pe Rodos, chiar în orașul Rodos, dar incendiile s-au început de la 70 de kilometri. Tragic, că în fiecare an așa se incendie aici. Anul trecut o ars și grădina zoologică. Un incendiu sau două pe an, asta e normal. Adică și o săptămână în urmă și pe Creta a fost incendiu. Și încolo în Tesaloniki tot. E foarte cald, 39-40 de grade. Și vânt mare. E ora 6 seara și noi vrem să mergem. Unde mergem? La? Mare. La mare. Liduța, te canți aici? Tesiașu, bună ziua! Bună ziua! Aici am încărcat mașina cu de toate. Acum și așteptăm pe Aliona și pe Cristo și pe Alex și mergem. Liduța deja e în apă. Arian! Ce faci tu aici? Arena face curat. O găs niște pietre aici. Hai! Mergi la mare. Aliona așa cu costum nou de baie. Noi așa să facem băiți, o să ne răcorim și o să mergem acasă, ne gătim și o să mergem în restaurant să sărbătorim ziua lui Sergiu. Ce pregătești aici? Ce faci? Fac un fel de, știți, un fel de lux bazin. Lux bazin? Da. Aici o să fie tu ai făcut și proiectul, da? Da, am făcut proiectul. Aici o să fie bazinul. Uh-huh. Și aici o să fie un fel așa de coridor, așa cu pereți înalți. Opo. Din asta să fac, ca să fie așa spus stretch. Și în cât timp asta ai să o faci? În câte zile? Nu știu. Dar să fac cumva mai repijor. Hai, fă. Merg să văd ce face și Arian acolo în apă. Ari! Ari, vii să-mi arăți! Ari! Ari! Ari? Ah, ok. Ari! Hai, arată lui mami. Areți? Ce are? Cum te scufunzi și cum faci ca sirena cum înnoți. Să arătăm, hai! Iată, așa, Ariana e foarte bravo. Oara 8 seara, a noștri încă nu vor să iasă din apă. El a dânsul găsit acolo piatră. Oho! Uitați-vă, prieteni, ne-am crescut! Copilașii au făcut un castel foarte, foarte frumos. Wow, ce frumos! Rodos, orașul vechi. Un apus frumos și trist în același timp. Asta e fum, ca și se vede, nu sunori. E fum de la incendii. Salut, salut. Cred că știți câți ani împlinește tata, da? Scrieți în comentarii la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Unde mergem? Mergem la un restaurant. Deci la o tavernă grecească, aici în sat, să mâncăm. Să sărbătorim. Pe sale mie, tu, dragul. Staying alive, staying alive. Este cântecul care îl cântă Lidia. Dar tu în mașină îl cânti mai tare și mă sperii. Pam ale mie la piodina ta. Yes? Ну, не преданий песня, сидеров на тупу.
Ochișorii. Ce ochișorii? Pâine, Elen. Pană? Ce ochișorii? Geanta cu ochișori din mașină. Să-i dai că e fără geanta nu merge. A, da, da, acuși, eu duc. Mă duc sus repede să-i fac două, trei bucle lui Aluna și-ți fac să-i cămașa. Eu știu că sunt să-mi aduc și cămașa. Mi-au spălat, mi-au călcat. Îmi ducem frumos la tavernă. Bună mineața! Incendiile sunt la vreo 30-40 km de noi. Vântul bate în favoarea noastră și încă nu s-a stâns, încă nu este sub control. Autoritățile fac ce pot, din câte spun, dar oamenii scriu online, peste tot, adică strigă că nu dau tare mult din coate. Autoritățile. Adică sunt câteva elicoptere, câteva avioane, mașini pompieri mulți oameni voluntari s-au dus cu sapele, cu hârlețele și ajută, adică fac zone să nu se răspândească focul. Prima dată focul așa aproape de Rodos s-a apropiat. Că insula aici e 100 de km, e 130, adică undeva așa la mijlocul insulei s-a pornit incendiile. Au evacuat 3 hotele, într-un hotel Chiotare. Toți oamenii... Și ca să răpie la mine. Thank you. La mulți ani și el e fără cămaș. Toți suntem gătiți, numai el, săracă, e negativ. Da, mă. Și toți oamenii pe care i-au evacuat, au venit un vapor Blue Star și s-a parcat la un port acolo. Și oamenii, adică, s-au dus pe Blue Star, stau în cabine. Clar că oamenii care doar au venit la hotele sau încă vin, că avionile zboară aici. Agențiile, hotelele, nu știu, statul poate o să intervină, o să le întoarcă banii. E oboseala asta și prin ce trec ei. Mai mult ard copacii, iarba uscată, adică tot l-o să fie bine, că prin prejur aveam mare și focul n-are unde să ducă. În cel mai rău caz, toată lumea se duce și plajă. În fiecare an sunt incendii aici, în general în Grecia. Mai pe scurt am ajuns noi. Oh, oh, hello, hello. E ca așa măsuța. Noaptea. Întuneric, vedeți, tot stau pe întuneric pentru că nu e lumină din cauza la incendiu. Deci din funcție un generator, o stanție care alimenta insula, aici sunt 3 și una nu știu din funcție din cauza incendiului. Și acum pe rând, adică stângă liniile câte o oră. Dacă așa acasă la noi, azi de 2 ore stâns câte o oră. Adică pe rând. Un vac să alimenteze toată insula. Și așteptăm 20 minute în urmă să stâns, undeva peste vreo 40 minute să fie lumina, până când putem comanda doar carne și salat. Cartofi nu, pentru că nu lucrează friteza, nu trebuie electricitate. A venit lumina, la seara te puteți așa că să ne vedem. Bună seara la toți. A venit lumina și vreau să arăt o leacă. Acolo este o cumătrie alături, uitați vă și multă lume. Și aici, platia centrală. A venit lumina și toți sărbătoresc. O ținut jumătate de oră ca fără lumină. 35 minute. Copiii aici desenează, nu stau în telefoane. Și Arian acolo cu Alex tot. Unde e Arian? S-au dus desenul. Primele farfurii au început să vină. Asta e un fel de salată cu halumi. Asta e un fel de salată cu cezar. Și știi rochefele s-au venit. Și am luat 4 de astea, dar văd că a venit numai una. Amuș, mai luăm, da. Două. Și asta e un fel de dulce și asta? Asta e fietă prăjită cu mere. Pâine cu usturoi, scordop, să mă se numește la dânșii. Foarte gustos. Asta aici e ca cașcaval prăjit. Foarte gustos. Poftă mare la toți. Poftă mare. Așa cărnița. Aici și una acolo. Cristina deodată la pansetă. Și e migrasus. Un fel de becon ăsta, da, la noi se spune. Ai poftă mare încă o dată. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sergio.
Happy birthday to you. Boss? A milisu que esta moldavica? Crista Gomes. Da cum? Ale mia. Stai. Hai să cântăm lui tata. Cântăm lui tata. Două, trei. Cântăm? Hai, două, trei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sergiu să trăiască, Sergiu să trăiască, la mulți ani. Puneți o dorință. Mi-a fără clintă cu spende. Haideți, transmite mai departe. Poftim. Poftim. Ariana. Ariana. Ariana, turta, hai du-te așează. Ia fă-ți bubrușeacu. E goborona cu tomisotu, misitu, misitu. Ne-am amadora, pe lume. Furculiță. Livia. Lenguriță.